Sunt foarte bucuros că am ajuns aici în Alba Iulia, cum am spus și participanților la lansarea de carte, este una din locațiile mele favorite și se vede că vin destul de des aici. Un eveniment foarte frumos, multă lume interesată de Europa și cu această ocazie cred că am reușit să întâlnesc iarăși pe mulți din Alba Iulia cu care ne-am întâlnit și cu altă ocazie. Întotdeauna un loc frumos, Alba Iulia. Vorbeați în sală despre pactul propus partidelor politice. De ce credeți că PSD se încăpățânează să-l modifice, să-l completeze? Acum, vedeți, eu am lansat după consultările cu partidele parlamentare un pact care conține elementele care trebuie lămurite și rezolvate pentru a satisface voința exprimată de români la alegeri și la referendum. Am văzut că imediat PNL-ul a acceptat acest pact, după care și USR-ul a acceptat acest pact, doar PSD-ul a început să facă tot felul de figuri, să caute explicații și în realitate PSD-ul se eschivează, nu vrea să semneze acest pact. Deci PSD-ul, după ce a încercat să boicoteze referendumul, acum încearcă să boicoteze implementarea referendumului. Se vede că PSD-ul n-a înțeles încă lecția dată la aceste alegeri, încă nu a înțeles că poporul este suveran și dacă a votat acest lucru trebuie pus în practică. Este regretabil, dar aceste alegeri europarlamentare au dat un vot clar pentru Parlamentul European, au dat un vot foarte, foarte clar la referendum, dar încă nu au schimbat majoritatea în Parlamentul nostru de la București. Pentru asta însă mai avem și alte alegeri. Românii deja au spus că doresc o bună guvernare, PSD-iștii deja au spus că nu vor oferi așa ceva, cum PSD-ul caută acum să nu adere la acest pact, să nu pună în practică ce au hotărât românii. Această majoritate toxică a PSD-ului în Parlament va trebui să dea socoteală la alegerile parlamentare. Spuneau că vor ceva amendamente la acest pact. Da, este o formulă de a tergiversa lucrurile și în final nu vor să semneze. Asta este și arată de fapt că n-au înțeles nimic din aceste alegeri. Deja, nu știu ce să zic, PSD-ul se comportă ca și cum ar fi condus de undeva, din umbră, de la cineva care a fost acolo. Ați analizat împreună cu premierul propunerile pentru cele trei ministere. Doamna premier spunea că ați discutat între patru ochi. Ați mai vorbit și altceva în afară de cele trei ministere? Da, am vorbit despre aceste trei ministere. Lucrurile între timp sunt rezolvate, după cum ați putut să observați. În final, interesul meu este să funcționeze guvernul. Că nu funcționează cum trebuie, este problema lor, dar cel puțin în această etapă n-am vrut să creez eu un blocaj care pe urmă ar fi folosit de PSD-iști ca și explicație pentru incapacitatea lor de a guverna rezonabil. Din aceasta ar trebui să aibă loc congresul PSD în care să se stabilească noul președinte. Am văzut nume deja prezentate, cel ceva, cine credeți că asta este treaba lor. Cine va fi președinte? Pe mine mă interesează să-și schimbe comportamentul. Fiindcă acest comportament la care au revenit imediat după alegeri este, cum am spus, toxic și nu poate să satisfacă voința românilor. Spuneți despre majoritatea parlamentară. Fostul premier Dacian Cioloș susținea recent că trebuie încercată constituirea unei noi majorități care să susțină guvernul interimar până după alegerile prezidențiale. E foarte bine dacă opoziția reușește să construiască o astfel de majoritate. Da, trebuie încercat. Deci opoziția
trebuie să încerce, însă trebuie să înțelegem că raportul de forțe din Parlament încă nu s-a schimbat. Pentru asta mai avem alegeri și sper că românii înțeleg că avem aici 4 rânduri de alegeri. Am terminat cu europarlamentarele și cu referendumul. Urmează prezidențialele, urmează localele și apoi urmează alegerile parlamentare și acelea atunci vor aduce un cu totul și cu totul alt echilibru, cred eu, în Parlamentul României și atunci se va putea construi o majoritate care chiar lucrează pentru români și pentru România. L-ați respins pe Titus Corlățeanu, care ar trebui să fie profilul celui care se ocupă acest loc? Deci acela pe care l-am respins nu trebuie să fie profilul, trebuie să fie o persoană onestă, corectă, capabilă să negocieze și să discute parteneriate strategice. Este foarte clar. Se vehiculează numele lui Eugen Teodorovici. Ați accepta această propunere? Problema sau mingea este acum în curtea PSD-ului. Aștept propunerea. Vă mulțumesc. Vă doresc mai bine.